Restructurări în sectorul public. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de premierul Ludovic Orban, după o întâlnire cu guvernatorul BNR Muguri Sărescu, la care a participat și ministrul de finanțe. Maria Toader, colega mea, a urmărit aceste declarații și vine cu mai multe informații în acest moment. Maria, bună ziua! Ce alte măsuri ar mai putea fi luate? Bun găsit! În momentul de față, premierul a spus că a început restructurarea aparatului administrativ, dând exemplu secretarilor de stat și subsecretarilor de stat pe care deja i-a demis. Sunt aproximativ 80 și ceva de persoane până în prezent, a explicat șeful executivului, însă se referea în general la o reducere a cheltuielor cu personalul, a spus premierul. Întrebați în ceea ce privește tot aparatul administrativ în momentul de față din statul român, întrebat de altfel de situația salariilor, dacă se ia în calcul chiar variantea unei înghețări din punct de vedere salarial. Premierul a spus că trebuie reduse cheltuielile cu personalul, însă a evitat să spună clar dacă ia în calcul acest lucru. A spus că se va merge în continuare pe o politică salarială care să fie sustenabilă, mai menționa Ludovic Orban, evitând să spună dacă acest lucru implică concedieri, dacă implică înghețări de salarii sau tăieri de salarii. În momentul de față știm că au avut loc aceste discuții în această după-amiază la Banca Națională a României cu guvernatorul, în condițiile în care guvernatorul a spus că este optimist totuși în ceea ce privește situația delicată în care se află economia României, o situație delicată din cauza creșterii salariale care a fost făcută în ultimii ani și în același timp producției interne care nu a putut să facă față acestei cereri venite tocmai din acest consum mai mare pe baza acestor majorări salariale operate la nivelul administrației în ultimii ani. Pe de altă parte, guvernatorul spunea clar că dorește să vadă ce semnale la capitolul măsurii fiscale și măsuri în domeniul salarial dorește să ia actualul guvern înainte să se pronunțe în ce direcție cu adevărat se îndreaptă economia României în următorii ani. Însă, mai spunea guvernatorul, nu trebuie să ne temem că vom ajunge la un deficit de 6,1% din produsul intern brut, un deficit care a fost estimat chiar în cursul acestei zile în prognoza de toamnă de cei de la Comisia Europeană. Cu siguranță vor urma probabil reduceri, inclusiv pe partea de cheltuieli de personal. Anul 2019, pe primele 9 luni, cea mai mare creștere în creșterile de cheltuieli o reprezintă creșterile cu cheltuielile de personal, care sunt peste 26%, 26-27%. Cheltuieli de personal înseamnă concedieri sau... Înseamnă restructurări, v-am spus, înseamnă restructurări ale aparatului administrativ, care să fie conforme cu viziunea asupra modului în care trebuie să funcționeze optim fiecare instituție guvernamentală.